Mulți tineri din ziua de azi își irosesc timpul în zadar, nu dau valoare timpului pierdut. Ei consideră că voluntariatul nu servește la nimic. Vreau ca în viitor tinerii să nu fie indiferenți și să se implice în tot felul de activități care îi dezvoltă spre beneficiul lor și a societății. Îmi doresc ca tinerii să fie mai deschiși, să citească, să-și dezvolte talentul și potențialul. Mulți dintre ei doresc să plece peste hotare, dar chiar și acolo nu ai un viitor dacă nu ești o personalitate. Poți să te realizezi și aici.